Mă numesc Călin Giurgiu, lucrez ca și inginer calitate în Star Transmission cu GIR, care este o companie Daimler. Sunt lider al sindicatului ICA în această fabrică, care produce broți dințate, întinzătoare de lanț, pinioane de direcție și țevi de joasă presiune pentru Mercedes-Benz. În această fabrică lucrează aproximativ 1000 de angajați. În 2019 am fost ales ca și reprezentant al angajaților din companie și am participat la întrunirea Comitetului de Întreprindere din Stuttgart, care a avut loc în vara lui 2019. Acolo am înțeles importanța unui sindicat în companie, deoarece doar un sindicat poate ca să negocieze un contract colectiv de muncă. Iar la întoarcerea mea m-am întâlnit cu Arpad Shuba și am decis împreună ce trebuie să facem pentru a putea ca să avem și noi un sindicat. În mai puțin de 3 săptămâni, peste 700 de angajați ai fabricii noastre au devenit membri în sindicat, ceea ce arată că nemulțumirile au ajuns la un grad insuportabil. Mă numesc Shuba Arpad. Sunt președintele sindicatului ICA. Sindicatul ICA are membri în 4 societăți. Una din ele este Star Transmission din Cugir. În 2019, august, am reușit să facem peste 50% din salariații din această companie membrii de sindicat. Am scris o adresă către conducerea societății ca să ne dea numărul de angajați, ca să putem obține reprezentativitatea și să începem negocierea contractului colectiv de muncă. Din păcate, societatea a refuzat să stea de vorbă cu noi, a refuzat să ne dea adresa. Atunci am apelat la Industrial Europe și Industrial Global, care au făcut o deplasare la companie și în urma discuțiilor pe care le-au avut cu această conducere, au acceptat să ne dea acea adresă. Adresa am primit-o la sfârșitul octombrie. La mijlocul lunii noiembrie am devenit reprezentativi cu hotărâre de tribunal. Iar prima întâlnire pe care am reușit să o stabilim cu conducerea, în această calitate cu conducerea societății, a fost în 28 ianuarie. Deci după ce am obținut reprezentativitatea, am anunțat conducerea societății că dorim negocierea unui contract colectiv de muncă. Acest lucru s-a realizat în decursul unui an de zile, timp în care societatea a făcut tot posibilul ca să împiedice negocierea și semnarea contractului colectiv de muncă. Am fost chiar foarte aproape, inclusiv de deschiderea unui conflict de muncă. Am reușit să terminăm și finalizăm negocierea în 21 decembrie, în urma șantajului făcut de conducerea societății către salariați prin refuzul de a le acorda bonusul de Crăciun. Deci acest contract a fost îmbunătățit în luna martie 2021, în urma negocierilor pe care le-am avut anul acesta. Vreau să mulțumesc Federației Internaționale Industrial Europe pentru intervențiile făcute, pentru ca la nivelul conducerii Daimler, pentru ca să putem să reușim să negociem și să finalizăm acest contract colectiv de muncă în România. Faptul de a avea un contract colectiv de muncă te face să te simți important, pentru că începi să vezi că poți să fii din nou om și te poate ajuta ca să îți dorești și pe mai departe să câștigi mai multe drepturi atât pentru tine cât și pentru ceilalți cu care lupți împreună. Star Transmission există în orașul Cugir din 2001. Dacă 19 ani managementul putea decide dacă unele drepturi să ni le dea sau nu, acum prin câștigarea contractului colectiv de muncă, managementul este obligat să ne dea aceste drepturi. For Industrial Europe Congress, I have a short message. Employee rights represent human rights. We must fight together to win them. United, we are strong.